România se pregătește să treacă la ora de iarnă. Astfel, în ultima duminică din octombrie, trebuie să ne dăm ceasurile în urmă cu o oră. Trecerea la ora de iarnă 2015 se face în noaptea dintre 24 octombrie și 25 octombrie, ultima duminică din luna octombrie. Schimbarea orei făcându-se astfel încât ora 4 a dimineții de 25 octombrie 2015 devine ora 3. Practic, ziua de 25 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lungă zi a anului 2015. Trecerea la ora Europei Orientale, ora oficială de iarnă, nu va modifica mersul trenurilor în vigoare până la 26 octombrie.